În această eră în care tehnologia ne preia viața, este tentant să credem că personalitatea și capacitatea de a te descurca cu oamenii nu sunt calități importante. Dimpotrivă, avem nevoie cu desăvârșire de interacțiuni personale acum mai mult decât niciodată. Oamenii încă mai doresc să ajungă la tine. Toate acestea duc la un singur lucru, nevoia unui caracter persuasiv. Capacitatea de a lucra bine cu oamenii se află în fruntea listei de competențe ale oamenilor de succes. Studiile arată că 85% din succesul în viață depinde de capacitățile tale de a relaționa cu oamenii și de capacitatea ta de a-i ajuta pe alții să reușească. De fapt, Carnegie Institute of Technology a constatat că doar 15% din succesul de management se datorează instruirii tehnice sau a informațiilor, în timp ce restul de 85% se datorează unor factori de personalitate, care se reflectă în capacitatea de a relaționa cu oameni de succes. Dar acești oameni nu sunt oricui accesibili, deci ai nevoie să fii puțin persuasiv pentru a-ți crea un drum către ei. De asemenea, un studiu de la Universitatea Harvard a constatat că pentru fiecare persoană care a pierdut locul de muncă datorită eșecului de a efectua munca propriu-zisă, alți doi oameni au pierdut locuri de muncă datorită eșecului de a face față cu succes relaționării cu alți oameni. Iar acum aș dori să-ți arăt un demers simplu și eficient pe care se bazează orice act persuasiv, și anume: creează disonanță, oferă o soluție, determină persoana să ia un angajament. După cum vezi, acest demers are un caracter ciclic, asta însemnând că principiile se susțin unul pe celălalt. Dacă respecti acest demers, vei putea obține aproximativ orice lucru de la oamenii cu care interacționezi. Pasul 1. Creează disonanță. Principiul constă în incapacitatea oamenilor de a suporta un conflict interior dintre două idei contrare. Dacă două lucruri se află în opoziție, unul trebuie să fie fals, iar celălalt adevărat în percepția persoanei respective. În cazul nostru, persoana în cauză are deja o idee prestabilită. Tu trebuie să vii cu o altă idee mai bună, prezentându-i motivele pentru care să o adopte. Dar oamenii au înclinația născută spre conservatorism. Deci ea nu va dori să renunțe la ideea ei, dar nici să o respingă pe a ta, deoarece sună mult mai bine. Va trebui să aleagă între ele. Așa ia naștere disonanța. Corelează disonanța cu respectarea angajamentelor din pasul 3, demersul ciclic. Creezi disonanță sau dezechilibru arătându-i persoanei respective că nu și-a respectat angajamentul. De exemplu, ai spus că ai nevoie de acest lucru imediat. De ce spui că ai nevoie de el mâine, de fapt? Când o persoană face un angajament, își implică imaginea de sine în el. Nerespectarea angajamentului ar însemna inconsecvență. Prin fenomenul de disonanță, tu nu faci altceva decât să-i induci ideea cum că și-a dat cuvântul cu privire la un aspect, iar acum nu se ține de el. Chiar dacă circumstanțele sunt împotriva lui, n-are încotro și va trebui să facă ceea ce a promis de la început. Pasul 2. Oferă o soluție. Disonanța creată în primul pas duce la nesiguranță și confuzie. Mintea persoanei respective va simți un conflict pe care va căuta să-l rezolve. Cea mai bună modalitate de a face asta este găsirea unei soluții bune la problema apărută. Însă dacă ești tu cel care oferă soluția, mintea lui nu va avea timp să găsească o altă în loc. Prin ceea ce faci, trebuie să demonstrezi că ideea ta va rezolva problema reducând disonanța. După ce persoana în cauză a acceptat soluția, ea se va convinge că a făcut alegerea corectă. Drept urmare, se simte minunat în privința deciziei sale. Acest lucru face ca disonanța cognitivă să dispară. Decizia a fost alegerea lui personală pentru a rezolva dilema și conflictul interior. Acum el știe exact ce să facă. Soluția este apelul la acțiune. Pasul 3. Determină persoana să își ia un angajament. Angajamentul este declarația unei persoane că se va comporta într-un anumit mod și va lua decizii specifice pe viitor. După cum am precizat la pasul 2, angajamentul este o piesă esențială în actul persuasiv, deoarece implică identitatea persoanei respective. În caz că influențele externe îl constrâng să se răzgândească, angajamentul îl va forța să-și respecte cuvântul, chiar dacă nu mai vrea. Un angajament e cu atât mai puternic cu cât respectă mai multe dintre aceste principii. 1. Fă ca angajamentul să fie cât mai public posibil. Obține un angajament scris din partea persoanei respective, iar apoi prezintă-l persoanelor semnificative lui. Ba mai mult, ar fi indicat să implici familia și prietenii în acțiunea propusă.
2. Angajamentul să fie formulat într-o formă afirmativă. Aceasta presupune ca persoana în cauză să își dea acordul la solicitările tale. Cu cât primești mai multe răspunsuri pozitive, cu atât ea va fi mai înclinată să se conformeze cerințelor tale viitoare. Se pare că atunci când ne conformăm dorinței altora, mintea noastră începe să producă motive pentru care am făcut acest lucru, pentru a evita disonanța. Astfel, de fiecare dată când spunem da la o cerere în lucru mic, ne va fi mult mai ușor să spunem da la lucruri mai mari. La fel și în cazul negărilor, dorința crește cu fiecare răspuns pozitiv, da, și scade cu fiecare răspuns negativ, nu. Așadar, pune întrebările într-un mod persuasiv, pe cele mai simple prima dată, la care știi sigur că va răspunde cu da, iar apoi pe cele complexe, unde e nevoie de un nivel mai ridicat de angajament. 3. Angajamentul să fie voluntar. Nu poți obliga pe cineva să-și ia un angajament. Altfel ai fi manipulativ, nu persuasiv, iar tu nu vrei asta. Aprobarea pe termen lung trebuie să se simtă că provine din propria voință a persoanei cu care interacționezi. Să fie ceva ce vrea să facă sau să spune în mod deliberat. Angajamentul să fie eficace. Acest lucru înseamnă că individul respectiv va depune efort în mod inteligent. Cu cât efortul lui în favoarea angajamentului va fi mai mare, cu atât va fi mai constrâns să ducă hotărârea până la capăt. Vom lua exemplul unui dealer de mașini. De multe ori, dealerii de mașini prezintă o ofertă mai mare pentru o mașină doar pentru a le trezi interesul oamenilor într-o primă fază. Apoi, aceștia se angajează să intre și să se uite la mașină doar pentru a afla că aceasta a fost deja vândută. Deja s-au angajat să fie acolo, deci se gândesc că poate ar trebui să arunce totuși o privire. Se uită prin împrejurim și găsesc o altă mașină care le place, care e un alt angajament. Apoi încep să citească documentele, termine de garanție și alte formulare și aici alte angajamente care arată beneficiile achiziționării mașinii pe care au ales-o ei singuri. Toate acestea sunt mici angajamente de efort care duc ulterior la un angajament deplin. Dar lucrurile nu se opresc aici. Dacă mașina pe care o vrei este mai scumpă decât arată prețul inițial, tot nu vei avea rețineri să o cumperi, cum este normal, datorită angajamentelor proprii. Dealerul auto va solicita $2,500 pentru tranzacționare în loc de $2,000, așa cum a promis. În acest moment, cumpărătorul a depus atât de mult efort și și-a creat atât de multe angajamente mici, încât cei $500 în plus nu vor încălca acordul. Bonus: puterea secretelor. Când împărtășești ceva personal sau privat cu o altă persoană, creezi o legătură instantanee și un sentiment de încredere în ea. Aceste afirmații, oferite autentic, arată că te încrezi în ascultătorul tău. Oferându-i cunoștințe private, creezi un simț al intimității. Îl faci pe ascultătorul tău să se simtă important. Ascultătorul tău va simți astfel o nevoie și adesea chiar dorința de a se revanșa pentru informațiile împărtășite, oferind și el ceva personal în schimb. El va începe să se deschidă și să împărtășească informații utile cu tine. Aș vrea să folosești aceste lucruri într-un mod etic, persuasiv și nu cu scop manipulativ. Lasă-i pe oameni să știe că îți pasă cu adevărat de ei și că ai dorința de a împărtăși informațiile din grijă autentică. Dacă ți-a plăcut acest clip, oferi un like și un comentariu cu părerea și experiența ta despre acest subiect. Mai important, abonează-te la canalul SEMPED dacă te interesează psihoeducația. Până data viitoare, ai grijă de sănătatea ta mentală.